Salut și bine v-am găsit, fraților, aici la un nou episod din Stumble Guys. Astăzi vom juca la 3 eventuri diferite pentru că s-a băgat astea 3, adică mai degrabă Endless Block Dash, al doilea Rabbit Rampage și al treilea Hot Wheels Burnout. Ideea este că în primul event, bine, am jucat un pic pentru că am vrut să văd despre ce este vorba, știi, și am văzut deja despre ce e vorba și bun. Avem aici primele două mape de Block Dash normală și a treia avem un Block Dash Endless, adică o să fie ceva, o să fie mai multe runde și o să fie ceva mai complicat, știi? Și bun, în a doilea avem 3 mape random, adică o să fie ceva foarte, foarte interesant, nu mai dați vă rog invite pentru că este foarte enervant. Și în a treilea event avem acea un fel de mapă care n-am jucat-o deloc până acum, asta o știu dinainte, și a treia o mapă random, desigur, deci de-aia zic că o să fie un pic mai complicat. Dar astăzi o să joc cu acest skin care este, mai bine spus, un drac împielițat, adică acest drac împielițat ne va ajuta să câștigăm și bun. Hai să dăm aici bătaie, dacă o să vă placă acest episod, dați acolo mare, mare like și ce să mai mă... V-am spus, dacă o să văd acolo susținere de aia blană, o să mai continuăm de astea, o să mai continuăm cu episoade de astea de genul în care jucăm la eventuri, pentru că am văzut că vă place acolo cât de cât. Am văzut că vă place și acele episoade în care jucăm la meciuri normale și de-aia zic că, na... Fiți pe fază pentru că o să mai facem dacă dați acolo mare like, desigur, că vreau să văd acolo motivație dacă vă place sau nu. Așa, bun, 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 bun. Suntem aici, fraților, pe prima noastră rundă. Deci, fiți antenația. Deci noi acum trebuie să stăm lejereanu, pentru că băieții ăștia sunt niște nubi, pentru că așa pot să le spun, pentru că, pe la urmă, doar la turneu sunt băieții ăștia foarte transpirați la bloc, deci, dar în rest este numai ăștia care de bea știe să joace. Ia uite. Hop, a căzut vreo 3 jos. Ați văzut cât de repede cade băieții ăștia? Nu rezistă foarte mult că nu sunt așa bun la jocul ăsta, din păcate. Sau din fericire pentru mine, pentru că scopul acestui episod este să câștigăm la fiecare event. Deci de-aia zic că, na. Doamne ajută la mai mulți player de ăștia de genul, pentru că chiar vreau să câștigăm ca să fie episodul ăsta mai interesant. Ia, oh! Opa, 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 hopa, 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 Penelopa, frumos. Ne-am băgat și pe aici lejereanu pentru că nu e bine să te chinui prea tare și gata. Ne-am calificat și intrăm acum în a doua noastră rundă. A fost destul de lejereanu pentru că băieții ăștia, v-am spus, nu sunt așa pro player și... Na, asta este adevărul, pe la urmă, nu sunt ei prea buni la acest joculeț și... Na, după ce ăștia la turneu sunt foarte buni la bloc, deci adică ea dă un transpirici infernal, adică sincer acum. Și bun, hai să vedem aici. Deci avem aceea a doua noastră rundă. Lejer, lejer. Din păcate n-am nimerit nici măcar o bucată, deci un pic mai nașparlie așa. Așa, băgați-vă voi pe aici că eu stau mai ok, perversă, din păcate. Uite, uite asta și în prima rundă, dar și în a doua stă mai mult așa pe colț. Bă, dar ție nu ți-e frică că ți-e mare perversă de la mine, mă? Nu ți-e așa, ție puțin frică. Ia. Ok, momentan să vă băiatul acela în pace pentru că vreau să câștigăm până la urmă, vreau să-mi bat eu joc până la urmă de rundele acestea mirobolante. Ok, pac, pac, pac. Du-te în laser! Aolo! N-a vrut să meargă băiatul în laser. N-a vrut, frate, n-a vrut. Ai, bă, dar uite ce rezistă băieții ăștia, bă. Bă, băiatul ăsta, uite cum se ține el foarte bine, mă. Chiar dacă stă el pe margine, adică mai pe margine îl văd că stă. Ai, bă, nu mai sări, mă. Strică momentul, bă, frații mei. Strică momentul, bă. Mi-a stricat. Wow! Ușor! Ușor, băieți, ia uite, l-am dă like. Bravo, frate, respect pe maxim atunci. Când ne dai și nou acolo un like. Perfect. Lejereanu, că nu ne chem nimeni prea tare. Ia. Oh, tot băiatul. Oh. Gata, ne-am calificat și intrăm acum în ultima noastră rundă. Așa, lejereanu. Ia să vedem. A rămas măcar cu un român ceva, dar dacă ne putem uita, nu prea ar fi un român. Bine, poate acela cu R, O și bară, P, adu ăla. Ăla este posibil să fie ceva românaș de-al nostru, dar nu prea cred că o fi 100% român acela, deci de-aia zic că, na. Că, na, poate avem noi acum noroc să câștigăm, asta e tot ce contează acum. Oh, ce credeați, mă, că murim așa ușor, no. Mă, ai spus o chestie, poate unii se întreabă, poate, nu sunt sigur că dacă mă întrebați această chestie. Poate vă întrebați de ce am un mers ăsta cu capcane, nu-i așa? Pentru că, nu știu, adică fix capcane am ales eu la mers, adică poate mă întrebați, de-aia zic acum. Ei, am pus un mers de capcane pentru că noi jucăm cu dracul împilițat, adică acest skin ar trebui să fie ceva, gen malefic, așa să fie foarte rău. Și de-aia zic că dacă este așa foarte rău, pune capcane pentru ceilalți să încerce să împiedice și de-aia am pus acest mers ca să fie mai ok, frumos, 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 frumos. Am scăpat destul de lejean, de lejean, băiatul acesta a încercat să ne omoare, dar din păcate nu se poate pune cu Andrei Biș, pentru că Andrei Biș rupe tot ce vede în cale, desigur. Așa, băiatul ăsta săracu s-a dus încolo de tot. Ia, oh, perversă la ochian,
Sir Paisa Lejerean, ca lumea, ca lumea. Uite-l pe ăsta, bă, care stă iarăși lângă lasele. Bă, băiețel, oh, 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 ușor, 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 gata, gata. Te las în pace, te las, uite, mă. Uite cum se face el schema, mă, dar el dă cu fulgere de alea, mă, să ne omoare pe toți pe de-acum. Na, mă, na. Bine, din păcate, n-am luat și-o pe nimeni la fulgere, deci asta e un pic mai nașpa. Bun, de bea acum începe transpirația acela suprem. Bă, dar ar fi trebuit să fie un fel de bloc de indlis aici, adică mie nu prea mi se pare că avem un indlis sau ceva pe aici. Sau asta este a doua rundă și nu dai seama? Bă, asta e a doua rundă sau prima? Asta sau prima sau a doua? Dar de fapt asta e ultima rundă, ce pana mea, că... Ia un, doi, trei... Bă, asta e ultima, păi și bloc de indlis unde este? Pentru că imaginea aceea era de la bloc de indlis, nu era de la un bloc de normal. Deci de-aia zic că e posibil să fi făcut ceva... A! Lejer! Am câștigat, frații mei! Dați acolo mare like pentru că avem deja primul nostru win la primul event. Deci înseamnă că putem să câștigăm și la celelalte două. Dar, bă, norocul nostru că am câștigat. Mă simt foarte fericit că am reușit să câștigăm. Pentru asta trebuie să dați acolo și mai like, pentru că like-ul acela contează foarte mult pentru mine. 15 de-astea la vrăjeală, 25 așa la vrăjeală. Și intrăm acum în al doilea nostru event. În al doilea event avem 3 mape random, deci o să fie cea mai interesant. Hai! Haide, mă! Aici sper că o să câștigăm, pentru că aici e speranța cea mai mare, pentru că vorba aceea, 3 mape random, măcar poate ne pică și nouă ceva ca lumea să ne ajute să câștigăm, pentru că sunt unele mape care nu le pot juca eu super bine, adică cum ar fi, de exemplu, asta. Uite, mamă, chiar, bă, mapa asta, bă, mi-am luat aminte complet de ea. Ideea este că a fost parcă ceva turneu, a fost și turneu, dar a fost și event cu ea. Mapa asta trebuie doar să colectez bănuții. Ai colectat bănuții și ai cam tot ce trebuie să faci, adică ai colectat bănuții și trebuie să ajungi într-un loc în care te poți califica. Din păcate mapa asta o cam urăsc, pentru că este o mapă mai complicată așa, mai transpirată așa și da, zic că nu prea este pe genul meu. Bă, momentan mă simt super bine, adică deja am luat destul de multe monede. Ok, hai mijloc, hai mijloc, mijlocul! Dați-vă! Pac! Aaaa, de capul meu cum am dus-o. Oh, ușor, ușor, ușor. Ușor, 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 ușor. Avem aici încă două monede. O monedă. O monedă și un player pe minus, desigur. Aute, bă, ne mâncați, ne mâncați, ne mâncați. Ieși, gata. Huu. Ok. Lejer. Drăcoace la Andrei Biș. La Andrei Biș. Loc 1, frumos. Lejer, lejer, lejer. Ai de capul meu cum am dus-o mă piciorul. Ok, încă o monedă de-asta la colecție, încă una. Eu mă țin pe primul loc așa, cât de cât așa. Haide. Ai de capul meu cum am dus. Vai de șalele mele, mi-a dat așa mai la șale mi-a dat. Ok, mi-a luat acea monedă din păcate. Ok, mijlocul, mijlocul. Ok, mare spam la tastatură. A doua șansă. Oh! Mamă, câte monede! De ce mai pot să dau cu rachetă, bă? Am luat încă o monedă înainte să mor. Mamă, prea bun la jocul ăsta, bă, sunt prea bun. Pac, încă o monedă. Pac, încă una, lejer de tot. Ia uite, m-am ieșit fix locul 1, mă. Eu care mă văitam că game mode acesta este vai de capul lui. Deci fix primul loc, mă, fix primul loc. Mă simt prea fericit, mă, gata, primul loc. Îs cel mai bun dintre toată lumea, pentru că toată lumea sunt mai slab decât mine, aparent. Glumesc, glumesc, nu sunt chiar așa slab, dar ideea că zic așa, că mă mir că am luat primul loc, adică un loc care chiar nu credeam că o să-l iau, deci de-aia zic că... Very nice. Oh, burrito bonanza, bă! Dacă vă aduceți voi bine aminte, la această mapă am făcut un fel de parcurs de la special care pot să-l fac numai eu, adică un parcurs ăsta care să mă avantajeze. Adică ce facem să vii, de exemplu, pe aici, să faci așa o schemă, frumos. După aceea mergi printre cartofi, că cartofii sunt mai gustoși decât cei pe acolo, adică ciocanele. Ciocanele, hehehe. Au, 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 au! Gata, am trecut printre cartofi. Trebuie să treacă shawarma. A trecut shawarma lejer. Stai pe aceea lejer. Aaa, nu! Mamă, ce... Mamă, mai... Ok, suntem... ne-a calificat fix pe aici. Și mai bine. Lejer. Aici trebuie defecată să sari în continuu, pentru că dacă ai sărit în continuu ai scăpat.
Lejer, lejer. Și acum să vă arăt schema cea mai importantă pe care am învățat-o eu de când joc această mapă. Laterală, frumos. Jop, cât de sus se... Bă, da, las-o, bă, încă nu mai pot să fac o schemă, bă. Da. Ok, gata, pe loc. Hai, bă, să mă calific, frate, că după aceea mor ca fraierul și după aceea vă dezamăgesc, pentru că... Bă, dar de ce mai merge schema, bă? A rămas în urmă, a rămas în urmă. Hai, mai repede, mai repede, mai repede. Repede cu parcurul, cu parcurul, mai repede. Ai, de capul meu. No way. No way! Nu! Nu! Bine-s, mă, bine-s! Las-o încolo de schemă, las-o încolo de schemă, îmi bat piciorul de schemă. Mamă, ce prost am fost că am încercat să fac schema aia de 2-3 ori, ești nebun. Mamă, bine că am scăpat, bine că am scăpat, că e tot ce trebuie. Să vedem acum ce se va întâmpla în ultima... mă, fix ce trebuie, mă, fix ce trebuie, sincer acum. Ideea este că e o mapă de genul, vreau o mapă în care să supraviețuiesc, nu în care să fie parkour, pentru că parkour, da, de fiecare la parkour pierd, pentru că n-am acel emot cu mingea. Ok, am vrut să sabotez pe Mr. Beast. Ok, ok. Bă, da, nu poți, nu poți să-i arunci, nu poți să-i arunci. Ok, lejer, lejer, lejer. Și acum începe nebunia. Ia auzi. Ta, 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 lejer. Voi aștepta să se arunce fraierii, pentru că aia fraierii sunt aia care se aruncă primii, desigur. Eu stau acea până coboară corabia de desubt, pentru că, na, te chinui dacă stai mai mult. Încă puțin. De mamă, la fix m-a ridicat. Ok. Ce crezi, mă, că-s fraier? Nu, sunt fraier așa. Ok. A căzut deja unul. Ok, 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 ok. Ideea e că aceste mape le-am jucat de foarte multe ori, deci ar trebui să le joc cât de cât ok. Ok, acum mă concentrez, ok? Deci e concentrare maximă aici. Ai, bă, dar las-o încolo, bă! M-am glicit în alea, mă, ce pana mea e asta, mă, frate, mă? Ce să mai... Un event câștigat și altul pierdut, dar măcar am fost foarte aproape de win, măcar am fost penultimul, deci este ceva. Și acum trecem la ultima și la ultima avem aceea o mapă de asta care n-am jucat-o în viața mea. A doua ar trebui să fie o mapă care am jucat-o înainte și a treia este ceva random, desigur. Și hai să vedem ce se va întâmpla, desigur. Ce să mai... Din păcate, na, a murit penultimul. Dar măcar speranța ar fi să câștigăm măcar eventul acesta, să avem și noi acolo, măcar două win-uri pe acest episod să fie acolo mai interesant. Ia să vedem. Să încea... Mamă, ce-i mapa asta, bă? What? E pentru prima oară când joc mapa asta, frații mei, nu vă zic la vrăjeală. Ok, și pe unde merg? Unde mă arunc astea, mă? Bă, e sincer, e pentru prima oară când joc această mapă, nu că zic vrăjeală sau ceva. Mamă. Wow! Ok, mai ce comandăm. Se învârte așa mai ciudat. Ok, ne-a dus destul de bine acum. E, deci e prima oară când joc această mapă, nu că am mai jucat o vreodată. Ok, și ce mai faci? Aici? Bă, dar cât de mare e mapa asta? Ok. Astea te aruncă, dă-te în pana mea. Îl face mai dificil. Ok, 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 ok. Nice. M-am împins ăștia, bă, dar ce se împing? Bă, oamenii mei, ușor! Ai, noi, bă, bă, am ia și piciorul, dau direct boost-ul să scap de voi. Ok. Very nice. Ok, perfect, perfect, perfect. Din nou niște boost-uri. Ce aici, mă, frate? Mamă! Am fost fix printre ultimii, mamă! Bă, sincer, o mapă care îi dau 9 din 10, pentru că este o mapă cea mai diferită și cât de cât transpirat așa, știi, și îmi place. Eu credeam că o să fie băieții mai nobibi, dar aparent băieții ăștia chiar joacă, nu sunt așa nobi, la fel ca mine de data aceasta. Mapa asta, o știu, aici cred că o să ne calificăm, cred, nu sunt sigur, dar cred că ne calificăm. Hai. Din păcate mi-a picat o mașină ceva mai proastă, asta e un pic mai nașpa. Ok, bun, tragem pe aici o de asta. Nice. Deci trebuie să fac un parcurs cât de bine se poate, ok?
Luăm și acest boost ca să ne mișcăm o leacă mai repede, pentru că avem nevoie de mișcare rapidă. Ok. Mai repede. Stai în spate, copile! Stai în spate aici! Aici vine mai greu. Jap. Gata. Un pic de boost ca să nu mai... să lăsăm pe băiatul ăsta un pic mai în spate, așa. Ok. Dar bă, dar se duce cam tare băiatul acesta, sincer, acum. Da, mă, băiețelul, stai, mai stai și tu un pic, așteptă și pe mine. Mamă. Ok, deci aparent sunt al doilea. Deci hai că am spus că eu joc decât această mapă. Ia spune ce se mă întâmplă între adversari, că adversarii cam joacă și ei. Mamă, ce repede se califică ăștia? Bă, ești prost. Ok, ce înghesul ăla mare, cine se califică? Ăla și cu... Mamă! S-au calificat amândoi ăia. Ok, am înțeles acum. Și acum urmează ultima rundă. Ia să vedem, frații mei, acum. Aici o să avem pur și simplu să avem o mapă destul de random. Nice! Ceva la survival, așa cum îmi place mie. Bă, ce mă știe Stumble Guys ăștia. Mă știe foarte bine Stumble Guys că îmi place mapele astea de survival, mă, sincer. Ia. Nice! Bun, deci aici care este scopul e ca un fel de, să zicem, un fel de la, nu știu cum se numește, un fel de hexagon, știi, un fel de hexagon de la care se... Mai bine spus, niște plăcute astea care se duc asta, mai bine spus, ce se întâmplă pe această mapă. Regereanu, ta-na-na-na-na, hai să câștigăm un meci, ta-la-la-la-la. Momentan stau destul de bine pe rezistență, deci e tot ce trebuie. Mă duc aceea ca să nu mă risc eu prea tare, săr pe această bucată, mai săr și pe aceasta pentru că melene să stau 10 ani. Nice. Din păcate m-am înghesit cu acel băiat și am pierdut o placă. Așa. Ok. Mam. Nice. Așa bă, frații mei, așa se face toată treaba. Trebuie să stau cât de sus se poate ca să... Mamă, stați așa că nu mai am plăci, am rămas iar fără plăci. Ok, lejer. Așa, pac. Ok, deci nu uitați să ne concentrăm ca lumea, ok? Pac. Bă, mai sunt eu versus 2. Hai că e foarte bine, foarte bine. O să cadă unul acum jos pentru că l-am văzut că s-a dus așa jos tot. Acum sunt versus un iepure care stă pe lângă mine, pe aia, știi? Și un pic mai nașpă. Ok. Eu încerc așa să mă țin cât se poate de bine. Ideea că aici o schemă este să nu dai slide, că dacă aici ai dat un pic de slide, greu te mai redresezi, asta e singura chestie. Așa, pac, lejer. Hai mă, ăla o să cadă mai... Ok, deja a murit unul, mai suntem versus unul. Se ține foarte bine, mă, se ține bine iepurele. Caz jos. Nu! Se ține prea bine iepurele, mă! Credeam că o să cadă acolo. Mă, iepurașule. Dar nu cred că te ții un pic ca mine. Deci de-aia zic. Bine-s, mă, bine-s! Am câștigat și noi în sfârșit. Avem al doilea win pe acest episod. Bine-s, mă, frate, bine-s! Asta e forța mondială, mă. Dați acolo mare like, fraților. Să fie mare like aici pentru că un episod ceva mai special. Pentru că am făcut și noi aceia două win-uri. La quest nu mai avem nimic în special, adică ne-am făcut cam pe toate, pentru că, da, am zis să le fac și-o până la urmă. Avem acelor câteva reward-uri, ideea că mai dăm niciun meci, pentru că asta a fost ultimul meci care îl dăm pe acest episod. Dar ideea este că avem pe shop, avem 175 de cadele de-astea și în afară de această chestie, să vă și arăt, pentru că trebuie să vă arăt cum trebuie pe aici, avem aceea vreo, cred că putem să dăm vreo 2-3 boxuri de-astea, putem să dăm cam așa și, da, mai mult le dau pentru voi, pentru că știu că vă uitați până aici. Ok, interesant, foarte interesant, extra interesant, foarte, foarte interesante aceste chestii. Mai bine dau de aici, că e mai aproape asta, da, sunt mai aproape. Sunt boxurile acestea, mamă, dacă am departe, le poziționează ăștia. Ăștia bagă multe oferte cu bani, mă. Da, dă-mi asta. Ok, să vedem acolo dacă ne dă și noi ceva din acest box. Nice. Hai bă, lasă bă încolo, bă, 2 puncte mă frate mă, hai mă lasă moartă. Bun, poate ne pică și nouă de aici, ne va da și nouă ceva skin, deci rugați-o să ne dea și nouă skin. Ia. Pe oaie.
pe oaie care, de fapt, oaia deja o am de foarte mult timp, știi, și nu prea trebuia să dea. Dar am văzut ceva care mi-a atras așa puțin atenția de pe această zonă. Așa că se poate observa ce e ăsta, fraților, ce e ăsta? Ăsta este din Fortnite. Din Fortnite, adică din Fortnite, știi că erau niște fluturi de ăștia care făcea ceva gen niște rifturi de astea, știi? Și de-aia zic că mi se pare așa că cred că era tot din Fortnite pe această chestie. Deci de-aia zic că e posibil să fie din Fortnite, dar mai zic nimica. Bun. Cam atâta cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut acolo cât de cât și în caz că v-a plăcut, dați acolo mare like. Și eu am fost Andrei Biș și vă zic acolo la toată lumea, pa, pa. Deci, pa, pa.